ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta vă propun un video, o etalare generală, interactivă, bazată pe trecut, prezent și viitor. Voi încerca cu cărțile de tarot dacă am nevoie să validez anumite lucruri din etalarea de față. Este o etalare care, nu uitați că este în general și nu se poate potrivi tuturor, așadar v-aș ruga să luați de aici doar ce credeți dumneavoastră că vi se potrivește și ce credeți că este mai apropiat situației dumneavoastră. Așadar, aveți de ales între varianta 1 și 2. Ca energie generală, deci nu uitați că este o etalare generală, vom începe cu numărul 1. Ca energie generală spune așa: în prezent dumneavoastră sunteți plin de emoții, emoții pe care unele nu le acceptați și vă simțiți închis în interiorul dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră. Inima simt că este cuprinsă de lanțuri. Cărțile spun că este momentul să vă eliberați, să vă lăsați sentimentele și emoțiile să iasă la suprafață. Dacă au fost lucruri nespuse, poate este momentul să le spuneți. Sunteți în securitate, nu există niciun pericol. Momentul favorabil ca să vă deschideți inima și să acceptați că sunteți vulnerabil a venit. S-ar putea ca dumneavoastră să nu vă exprimați emoțiile sau nu uitați că energiile se întrepătrund și pot fi, deci, interșanșabile, eu spun dumneavoastră, dar se poate partenerul sau partenera cu cine aveți de a face. Este tipul să vă vindecați de vechile, eu știu așa, energii negative sau vechile răni create în dragoste sau orice trădare care ați întâlnit-o, este bine să vă vindecați. Acest proces de vindecare prin care treceți în moment, deci această suferință, pentru că în momentul în care ne vindecăm, suferim, da? Această suferință prin care treceți, să știți că nu este un ghinion sau ceva rău, este o binecuvântare, deoarece în trecut dumneavoastră ați fost trădată. S-ar putea ca să fi avut parte sau să fi avut de-a face cu o persoană din balanță, da? Sau dacă există o parte dintre dumneavoastră care ați trecut printr-un proces de divorț sau orice legat de acte și ați avut un insucces, nu ați cunoscut reușita așa cum v-ați fi dorit-o, văd o persoană, un bărbat care a stat în calea reușitei dumneavoastră, sau fie cu un bărbat ați avut de-a face, așa cum v-am spus, văd zodia balanță, fie poate dumneavoastră sunteți în balanță, fie persoana respectivă. Mai văd un bărbat care a avut în trecut semnificație pentru dumneavoastră, fie că este vorba de tatăl dumneavoastră sau de persoana cu care ați avut o relație de căsătorie, cu care ați avut un interes comun, ea v-ar fi trădat, ea v-ar fi, această persoană v-ar fi făcut să suferiți. Au existat anumite secrete sau o anumită persoană a dorit altceva în viață, a luat un alt drum, iar fiind orbit de o anumită situație. Văd o persoană orgolioasă, văd o persoană care extrem de autoritară. Există posibilitatea și unor acțiuni violente din punct de vedere verbal, poate nu psihic, fizic, pardon, mă scuzați, îmi cer scuze, dar există o ceva care s-a terminat și a renăscut. S-ar putea ca această persoană să se fi schimbat, mai poate să însemne acest lucru. Însă în prezent, așa cum v-am spus,
fie treceți printr-un divorț, iar lucrurile poate nu au mers în favoarea dumneavoastră sau nu au mers așa cum dumneavoastră v-ați fi așteptat. Dacă nu este vorba despre divorț, este vorba despre o separare. Dacă dumneavoastră vă gândiți la serviciu, pentru că energiile sunt multe, eu vă spun tot ce văd. La serviciu s-ar putea ca să aveți o situație care se schimbă neașteptat. Ceva neașteptat se va întâmpla și dumneavoastră nu sunteți decât o victimă colaterală și nu puteți împiedica cu absolut nimic acest lucru. Este o situație la care pur și simplu, din care faceți parte și pur și simplu nu puteți face nimic. Însă după această, dacă revenim la problema sentimentală, la separarea definitivă, o separare care v-a bulversat, care v-a dat o extraordinar de mare tristețe, să știți că după această separare vine fericirea, aveți șansa, aveți reușită, veți găsi împlinire. Favoarea va fi de partea dumneavoastră în cadrul unui proces, da? Deci dacă în trecut nu a existat o reușită pentru dumneavoastră, acum va exista. Veți avea o schimbare de viață în bine, o schimbare semnificativă, pentru că dețineți curajul, forța și determinarea necesară să mergeți mai departe. Să știți că o oportunitate vă va ieși în cale, dragii mei, cei care ați ales prima variantă. Va ieși în cale și trebuie doar să vă deschideți inima, indiferent că vă simțiți vulnerabil, acceptați această oportunitate pentru că este către binele dumneavoastră. Există aici posibilitatea să puteți de a face cu o persoană ambițioasă în viitor. O persoană care poate fi din Gemeni, da? Din zodia Gemeni sau Fecioară. Această persoană este destul de ambițioasă și nu își va măsura nici cuvintele, nici acțiunile. Persoana aceasta poate fi caldă și iubitoare în momentul acesta și se poate schimba la 30 de grade în câteva minute. De asemenea, atenție că această persoană vă poate manipula foarte, foarte, cum să vă spun, extrem de ușor. În finanțe veți avea o reușită, abundență, la serviciu, dacă dumneavoastră vă aveți șansa și vi se oferă această oportunitate, pentru că văd o oportunitate în viitorul apropiat pentru dumneavoastră cât de curând. Fie că este în dragoste, fie că este la serviciu, în afaceri, există o oportunitate care dumneavoastră ar trebui să o acceptați. Dacă este o oportunitate din punct de vedere financiar, să știți că vă va oferi plenitudine, vă va oferi satisfacție, veți avea succes. Atenție însă în ce relații intrați, pentru că văd că veți cunoaște o persoană, dar această persoană s-ar putea chiar să aibă o altă relație nu serioasă. Nu văd o persoană destul de serioasă, dar este o persoană care manipulează, adică care vă poate minți ușor, vă poate duce acolo unde această persoană își dorește. Este o persoană cu putere, da? Cu o putere socială bună, o persoană bine pusă, s-ar putea ca să-i placă să petreacă, o persoană, așa cum v-am spus, ambițioasă. Feriți-vă totuși, cărțile spun, de această persoană pe care o veți întâlni în viitor. Însă este o persoană care vă va atrage. Deci, din punct de vedere al atracției, veți fi un magnet unul pentru celălalt. Veți rezolva, datorită acestor oportunități care se vor oferi dumneavoastră cât de curând, veți rezolva anumite probleme din trecut.
De asemenea, există persoane care s-ar putea din trecut cu care ați avut probleme, da? Deci din punct de vedere legal, să vină în continuare și să vă agaseze, să vină în continuare și să vă dea o neliniște, da? Însă veți rezista acestor atacuri ale acelei persoane sau mai multor persoane. Văd mai multe persoane s-ar putea ca să fie împotriva dumneavoastră, acestea din trecut, da? Însă veți rezista pentru că să știți că sunteți protejați de Dumnezeu și veți reuși până la urmă să faceți încredere în intuiția dumneavoastră. La serviciu veți fi creativ, veți avea noi idei, proiectele vi se vor, aici din punct de vedere financiar, da? Proiectele și la carieră, proiectele vi se vor, le veți duce la capăt foarte ușor datorită creativității, da? Veți avea totuși premoniții, anumite premoniții. Ar trebui să fiți un pic atenți la cifre sau la vise sau la nume de persoane, o anumită muzică care apare, o anumită melodie care va apare. Acestea indică că sunteți pe drumul cel bun, indică că îngerii și Dumnezeu sunt alături de dumneavoastră. Deci fiți un pic atenți la aceste premoniții. Mai văd o parte dintre dumneavoastră că parcă sunteți foarte tentați, veți cunoaște pe cineva care vă va trezi flacăra pasiunii în inima dumneavoastră care a fost închisă până acum. Atenție însă la această persoană, iarăși vă spun, pentru că nu o cunoașteți foarte bine. Este totuși o persoană destul de secretoasă și nu o cunoașteți extrem de bine. S-ar putea ca pe această persoană să o cunoașteți într-o călătorie sau la o petrecere. Văd de asemenea o parte dintre dumneavoastră că veți călători peste o apă sau lângă o apă, în orice caz. Veți merge poate undeva în vacanță lângă o apă sau peste o apă. Acum, cam atât pentru cei care au ales această primă variantă. Consider că a fost destul de clar. Haideți să vedem pentru cei care au ales această a doua variantă. Pentru dumneavoastră, energia generală spune așa: să nu neglijați nimic ceea ce provine din imaginația dumneavoastră, din intuiția dumneavoastră. Căci acest lucru este făcut de către Dumnezeu datorită unui gând inspirant, ceva magic care se va concretiza în sufletul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră. Și este bine să vizualizați acest lucru pe care vi-l doriți extraordinar de mult. Cât de curând veți fi luminate de către o viziune interioară. Deci de vocea dumneavoastră interioară vă va spune ce aveți de făcut. Orice neliniște care ați avut-o sau orice întrebare pe care dumneavoastră ați avut-o, să știți că va fi clarificată de intuiția dumneavoastră. Imaginația dumneavoastră este realitatea și poate deveni această realitate. Imaginați-vă ceea ce vă doriți că veți reuși. Dați această șansă dragostei, îmi spune aici. Imaginația este forța creativă care ne înconjoară și care ne oferă posibilități infinite. În trecut aici văd că au existat unele, să spun așa, blocaje. Sau dacă ați așteptat vești de la cineva, acestea nu au venit. Sau comunicarea a fost întreruptă cu o anumită persoană și atunci v-ați regăsit într-o stare de singurătate, să spun așa. Într-o stare de singurătate sufletească, interioară, mentală. Sau poate dumneavoastră v-ați retras către această singurătate. S-ar putea ca în trecut să fie analizat foarte mult
dar pentru a înțelege anumite lucruri. Dar să știți că acum ați luat distanță de persoanele care nu v-au făcut bine. S-ar putea să fie avut de a face cu, văd aici, o energie din fecioară sau vărsător, sau chiar dumneavoastră să fiți această persoană. Însă, într-o bună zi, să știți că claritatea ideilor va intra și vă va oferi acea liniște sufletească de care aveți nevoie. Vă va oferi vă va elibera de tristețe, pentru că o parte dintre dumneavoastră parcă ați fi dorit sau ați plecat de undeva sau vă doriți să plecați de undeva, fie că este un serviciu sau abandonați sau o relație sau deja ați abandonat acest lucru, dar să știți că acest lucru nu a fost decât pentru a merge către pozitiv, către o recoltă care vă va oferi recompensa, maturitatea, creșterea de care dumneavoastră aveți nevoie. Pentru că este în destinul dumneavoastră. Ați înțeles anumite lucruri datorită intuiției dumneavoastră, așa cum am spus în mesajul de aici. Sunteți o persoană extrem de intuitivă, o persoană care parcă simte lucrurile și atunci, datorită acestui lucru, veți progresa, veți crește, veți lăsa lucrurile în mâna destinului, pentru că dumneavoastră sunteți o persoană care crede foarte mult la un viitor frumos. Crede, sunteți optimistă, indiferent de energiile negative din trecut. Și ați avut ceea ce ați considerat dumneavoastră în trecut, să vă lăsați în mâna destinului, să vă eliberați de anumite probleme, să vă distanțați de anumite lucruri care nu v-au mai trebuit în viața dumneavoastră, pentru că intuiția dumneavoastră v-a spus clar că nu vă aducea nimic bun. Să știți că acum există în prezent o energie puternică din RAC care sau s-ar putea să aveți de a face pur și simplu cu o persoană emotivă, sau dumneavoastră, dacă sunteți în RAC, sau dumneavoastră sunteți această persoană emotivă, așa cum v-am spus, plină de intuiție, care visează foarte mult și este bine că visează. Văd pentru unele persoane dintre dumneavoastră că au existat anumite secrete sau există întâlniri nocturne în prezent, secrete, pentru unii sunt în prezent, în prezent o relație în secret, să spun așa. Dar pentru o bună parte dintre voi, așa cum v-am zis, emoțiile și o persoană care visează, chiar dacă nu ați văzut clar o parte a lucrurilor, acum progresați către lumină. Văd că există în prezent o problemă legată de, sau anumite secrete legate de o moștenire, de o proprietate, de o casă. Despre adevăr, s-ar putea ca mulți dintre dumneavoastră în prezent să știți că persoana cu care sunteți în prezent vă înșală, da? Și dumneavoastră vreți să aflați adevărul. Există o problemă legată, așa cum v-am spus, de familie în general, da? Dar să știți că sunteți protejați. Dacă veți persista, veți afla adevărul, pentru că va exista o intervenție divină care vă va lumina mintea și sufletul și veți ști ce aveți de făcut în continuare. Pentru că dumneavoastră parcă ați mai fi vrut să dați o șansă, ați fi vrut ca lucrurile să își ia cursul vieții, să se așeze. Deci după această furtună, praful să se așeze. Ați fi vrut ca lucrurile să devină la normal. Însă acum să știți că
parcă v-ați săturat și ați vrea ca aceste lucruri să se facă cât mai rapid, să nu vă mai împăcați, parcă nu vreți să mai acceptați persoana din trecut care v-a făcut rău și care știți că poate v-a înșelat, parcă nu mai vreți să o acceptați și vreți ca dumneavoastră să fiți bine, vreți să vă găsiți această liniște interioară. Mai văd o energie din Taur, Săgetător sau Scorpion. Să știți că la sfârșitul iernii, acum începutul primăverii, toate aceste obstacole din trecut se vor debloca. Toate aceste secrete vor ieși la iveală. Această persoană va recunoaște, probabil că a avut o relație în secret. Pentru cei care au ales această a doua variantă, chiar văd numai legat de relație, de serviciu, nu văd mare lucru, da? De relații, da. Iar, așa cum v-am spus, la sfârșitul iernii, începutul primăverii, toate obstacolele vor trece. Această stagnare, această condiție de ok, las lucrurile ușor, ușor să se așeze, nu va mai fi. Calmul interior îl veți găsi, așa cum v-am spus și repet, pentru că persoana respectivă va spune adevărul sau, în orice caz, dumneavoastră veți descoperi, veți vedea, veți ști cu siguranță. Acum, în prezent, intuiția vă spune, dar persoana respectivă vă va chiar... Ea vă va spune, da? Sau, în orice caz, cumva, veți afla cu siguranță că au existat, că cineva v-a trădat, că au existat anumite secrete legate de această moștenire și de casă. Și veți să știți că veți reuși să mergeți mai departe, să plecați și să abandonați această situație, acest parteneriat. Vă veți deplasa undeva, vă veți muta o parte dintre voi, iar o parte dintre voi veți pleca într-o călătorie. Există o bună parte dintre voi să vă doriți acest lucru, să abandonați această viață anterioară, acest trecut, pentru că aveți o dorință extraordinar de mare către progres, către un parteneriat, către o altă persoană. Vizați altceva în viața dumneavoastră, vizați o evoluție interioară pe care o veți găsi, să știți, dragii mei. Cam atât am avut de spus pentru această etalare. Sper să vă fi plăcut. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video. La revedere!